acest loc simbol al luptei pentru democrație și libertate. Aici, în acest loc sfânt pentru istoria noastră, mulți frați de-ai noștri, eroi români, și-au dat viața pentru ca noi să trăim în libertate și în democrație. Nu avem voie să-i uităm pe nici unul dintre cei care au făcut sacrificiul suprem pentru noi, ci trebuie să continuăm lupta lor. Avem această datorie de a nu permite nimănui să ne încalce demnitatea, națiunea, familia, credința și libertatea noastră. Bine ați venit la prezentarea candidaților AUR pentru Parlamentul European! Ați venit să cunoașteți astăzi echipa care va recâștiga respectul și demnitatea poporului nostru în Europa și în lume. O echipă de oameni buni pe care astăzi îi veți vedea în fața dumneavoastră și pe care, cu permisiunea dumneavoastră, am să-i invit acum în scenă. Doamnelor și domnilor, iată candidații AUR la alegerile europarlamentare din 2024! Conduși de Cristian Terheș, cel care a luptat și luptă în continuare pentru drepturile noastre, singurul europarlamentar român care are curajul să spună nu atunci când este cazul, urmat iată de o echipă de oameni valoroși, oameni care au demonstrat în viața lor că pot să-și asume responsabilități și că ies învingători. Oameni care ne vor reprezenta cu demnitate, oameni care au curajul la rândul lor să lupte pentru ceea ce înseamnă interesul nostru național și așteptările românilor. Doamnelor și domnilor, îl invit totodată alături de noi pe scenă pe Iulian Bratu, marele artist Iulian Bratu, pentru că împreună cu candidații noștri și cu dumneavoastră să intonăm cu toții cu mândrie imnul național. Mâna la piept. Traian, un nume de Traian.
Emoționant. Stimați invitați, dragi prieteni, ceea ce veți vedea astăzi reprezintă o premieră pe scena politică românească. AUR este primul partid politic care a ales să-și prezinte lista de candidați pentru Parlamentul European cu aproape un an înainte de alegeri. Partidele vechi și obosite ne-au obișnuit în alt fel, adică să-și prezinte candidații cu maxim o lună sau două înaintea alegerilor. De ce făceau acest lucru? Este evident. Nu voiau să dea timp suficient românilor pentru ca noi să putem să analizăm profilul celor propuși de către ei. În acest fel am ajuns noi, românii, să fim reprezentați în Parlamentul European de politruci, de dinozauri politici, de oameni nepregătiți, oameni care au mers acolo doar pentru a beneficia de avantaje materiale pentru ei și familiile lor. Noi, cei de la AUR, vrem să facem lucrurile altfel și din respect față de români am ales să venim în fața dumneavoastră cu candidații noștri în așa fel încât să aveți timp suficient să analizați ce au făcut acești oameni în viața lor, cine sunt și dacă sunt cu adevărat potriviți pentru Parlamentul European. Ne dorim ca în 9 iunie 2024, când veți ieși la vot, să votați AUR din convingere, știind că votați cea mai bună listă de candidați propusă vreodată de un partid politic în România. Vrem cu toții să fim respectați în Europa și în lume. Vrem cu toții ca vocea națiunii noastre să se facă auzită și ea să fie îndreptată înspre beneficii pentru națiunea română și pentru noi toți. Dar pentru acest lucru avem nevoie să fim reprezentați acolo, la Bruxelles, de patrioți adevărați, nu de politicieni de carton. Parlamentul European, așa cum este el astăzi, nu ne mai reprezintă. Abuzurile, nerespectarea legii, încălcarea drepturilor, promovarea ideilor progresiste cu atâta înverșunare nu ne mai reprezintă și nu ne-a reprezentat pe noi, poporul român, vreodată. Tocmai de aceea trebuie să echilibrăm Parlamentul European. Și cum putem face asta altfel decât trimițând acolo oameni verticali, oameni care să lupte pentru națiunea noastră, oameni care să respecte identitatea noastră națională. Misiunea europarlamentarilor AUR va fi una extrem de clară. Atât în Parlamentul European, cât și în instituțiile europene, relația cu Uniunea Europeană trebuie să aducă avantaje românilor. O relație corectă aduce avantaje și beneficii ambelor părți ale acestei relații. Tocmai de aceea, noi, cei de la AUR, vom susține doar acele decizii care sunt bine primite și care aduc beneficii românilor și le vom respinge cu fermitate pe cele care nu se încadrează în acest deziderat. Vom face acest lucru pentru că avem curaj, suntem pregătiți, știm ce așteptați de la noi și vrem să redobândim demnitatea românilor în lume. Vă mulțumesc! Acum, doamnelor și domnilor, sunteți pregătiți să-i cunoașteți pe candidații noștri?
Îl invit în fața dumneavoastră pe cel care va conduce lista noastră de candidați, pe cel mai bun europarlamentar român, Cristian Terheș. Ales în 2019, Parlamentul European a dovedit că poți face politică la nivel european fără să stai cu genunchi. E cel care a arătat lumii întregi abuzul din spatele contractelor semnate de Ursula von der Leyen, singurul europarlamentar care a intrat în Parlament fără certificat verde și care s-a luptat continuu împotriva abuzurilor din pandemie. A ridicat steagul României în fața a 10.000 de protestatari în cele mai mari capitale ale Europei, unde a militat pentru respectarea drepturilor noastre. Doamnelor și domnilor, Cristian Terheș! Timișoara! E o onoare pentru fiecare dintre noi, pentru fiecare dintre colegii de pe această listă de spartani, așa cum repetăm deseori, care avem dorința și aspirația de a ajunge în Parlamentul European să apărăm patria română, exact cum vedeți pe afiș, și drepturile și libertățile tuturor românilor. Și din acest motiv, să știți că Timișoara este o inspirație pentru fiecare dintre noi. În 1884, Timișoara a devenit, după cum știți, primul oraș iluminat din Europa. A fost al doilea din lume după New York. În 1896, Timișoara a devenit primul oraș cu tramvai din Europa. Asta știe lumea astăzi, dacă căutați pe Google, despre Timișoara. Timișoara însă mai este cunoscută pentru un lucru care, din păcate, astăzi este tot mai mult ignorat atât în România cât și la nivelul Europei. Pe data de 22 decembrie 1989, peste 100.000 de timișoreni în piața Operei stăteau cu fața către operă și la un moment dat se aude că Ceaușescu a fugit, un pastor, Dugulescu, se ridică, ia cuvântul și spune: Dumnezeu există. Și toată mulțimea începe să strige că Dumnezeu există. În momentul ăla mulțimea se întoarce de la fața spre operă, la 180 de grade, spre Catedrala Metropolitană și se roagă împreună Tatăl nostru. Astăzi suntem liberi pentru că respectiva generație s-a sacrificat pentru fiecare dintre noi. Sacrificiul acela însă nu s-a terminat cu ei, ci continuă cu fiecare dintre noi. Pentru că asaltul împotriva drepturilor și libertăților individuale și împotriva suveranității naționale continuă și astăzi sub o altă față neomarxistă, dar aceeași față hâdoasă care se uită la noi oameni și nu mai vede noi persoane create de Dumnezeu după chipul și asemănarea sa, ci simple obiecte în posesia statului asupra cărora birocrații europeni, în cazul de față, fac ce vor. Din acest motiv, e imperativ ca la alegerile europarlamentare din iunie să ne ajutați să fim cât mai mulți în Parlamentul European pentru a apăra în continuare drepturile și libertățile tuturor românilor. Exact cum a spus și Ramona, dacă vă uitați, suntem de departe cea mai puternică echipă pentru alegerile europarlamentare. Veți găsi în rândul nostru, de la antreprenori, oameni de cultură, profesori universitari români care au fost forțați de situația economică din țară să-și petreacă ani, poate zeci de ani, în afara României.
Cu toții să credem exact în valorile în care sunt convinși și dumneavoastră credeți. Dorim cu toți o Românie unde drepturile fiecăruia să fie respectate. Dorim o națiune puternică care să-și poată promova interesele și aspirațiile în lume, inclusiv în interiorul Uniunii Europene. Uitați-vă ce s-a întâmplat în urmă cu câteva luni. Din 2011, România avea dreptul de a intra deplin în Schengen. Cu toate astea, datorită slăbiciunii actualei clase politice, poate nu doar slăbiciunii, trădării, din 2011 românii stau la coadă. Deși au dreptul de a intra și prin calea aeroportului și prin pe cale terestră în Schengen. Vine acum actualul guvern și renegociază. Se dă bătut în fața șantajului Austriei și spune, da, domnule, suntem de acord să intrăm cu aeroporturile și cu porturile maritime din martie 2024, dar la schimb, nu numai că pădurile le iau oricum. Ni le-au luat. De adevărat. Că nu mai au ce tăia. Acceptăm migranți din Siria și din Afganistan să vină din Austria la noi. Păi nu. Normal că nu. Dar dacă nu ai oameni care să bată cu pumnul masă atunci când e debătut, în situația asta ajunge. Ca om politic și ca oameni de stat care suntem aici, rolul nostru este de a apăra interesul națiunii române. În Parlamentul European, dacă vă uitați zilele trecute, s-a votat în Comisia Libe, zice-se de drepturi și libertăți. Ați auzit poate de euro digital sau moneda digitală. A trecut deja de primul pas. Comisia Europeană sau Comisia din cadrul Parlamentului European, care avea datoria de a bloca introducerea acestei reglementări pentru că încalcă drepturi și libertăți fundamentale, a votat că e ok să fie eurodigital. Am fost doar 6 europarlamentari care am votat împotrivă, eu fiind singurul român care a votat împotrivă. Acum eu vin și vă întreb. Ceea ce vedeți în spatele meu, cum v-am spus, este de departe cea mai puternică și bine pregătită echipă de candidați pentru alegerile europarlamentare. Gândiți-vă doar la ce s-a întâmplat în urmă cu câteva zile. Au fost doar 6 europarlamentari în Comisia Libe care au votat împotriva implementării acestui nenorocit de eurodigital. În iunie aveți și avem cu toții șansa să alegem câte mulți din acest grup. Și să știți că fiecare vot contează. Tot ce înseamnă curent neomarxist astăzi la nivel european s-a speriat de ascensiunea suveraniștilor, conservatorilor, creștin-democraților. Pentru că își dau seama că pierd teren. Acesta e motivul pentru care în următoarele 3 luni o să vedeți că împing pentru cât mai multe legi pe care să le treacă, pentru că își dau seama că la următoarea legislatură care începe din iunie le va fi foarte greu să treacă legile astea. Peste 2 săptămâni se va vota portofelul digital. Ca să poți să tranzacționezi euro digital, ai nevoie de un instrument ca să-l tranzacționezi. Ăla-i portofelul digital. Ați văzut ce s-a întâmplat în perioada pandemiei. Apreciez sprijinul pe care l-am primit din partea dumneavoastră și suport atunci când a fost singura, să spun, voce din Parlamentul European care a promovat drepturile și libertățile individuale. Dar gândiți-vă la un lucru. Ați văzut ce am făcut la nivelul Parlamentului European. Dar dacă Partidul Aur nu ar fi fost din toamna anului 2020 în Parlamentul României, ați fi văzut exact aceleași măsuri draconice care au fost implementate în Italia, în Spania, în Germania și în România. Din acest motiv, alegerile sunt importante. Dacă în decembrie 1989 români de-ai noștri au trebuit să iasă în stradă, să stea cu piepturile dezgolite în fața goloanțelor, pentru a milita, pentru a pleda, pentru a cere libertate. Vom muri și vom fi liberi, ziceau. Se cere din partea noastră astăzi
un alt gen de sacrificii. E necesar să mergem, inclusiv în fața acestor autorități străine, nu neapărat cu pieptul dezgolit, cu pixul în mână, cu pumnul strâns, dacă e cazul, ci să cerem drepturi și libertăți pentru fiecare dintre noi și pentru națiunea română. Alegerea din iunie 2024 e foarte simplă. Libertate sau tiranie? Suveranitate sau vasalitate? Sunt convins că cu sprijinul dumneavoastră, această echipă minunată de candidați și de români puternici, hotărâți, care sunt dedicați să lupte pentru drepturile și libertățile românilor și interesul României în Parlamentul European, va câștiga de departe cele mai multe voturi, va fi pe primul loc și sunt convins că împreună vom readuce demnitate și prosperitate României. Dumnezeu să binecuvinteze Timișoara, România și toată Europa. Victorie! Bună ziua, Banat! Bună ziua, Timișoara, simbol al libertății și al demnității! Atunci când ajung în Timișoara, când ajung în Banat, mă gândesc la un strămoș de-al vostru, la Eftimie Murgu, care în 1848 s-a bătut pentru valori europene. Împreună cu Vălcescu, cu Avram Iancu și cu străbunicul nevestemii prezent în sală, la Câmpeni, s-au bătut pentru valorile acestui neam. S-au bătut pentru pământ, libertate, credință și special pentru națiune. Ei bine, în istorie, Banatul a fost Fruncea, am auzit eu, dacă am auzit bine. După 160 de ani, Banatul este tot Fruncea. A dat doi miniștri agriculturii care au creat și au fost părtași la cea mai antinațională legislație funciară din Europa, care periclitează geostrategic toată Europa. Au creat o legislație prin care s-a vândut, s-a înstrăinat ultima palmă de pământ din Banat și din altă parte. Se răsucește Eftimie Murgu în mormânt la așa veste. Oameni buni, când ți-ai vândut pământul, nu-ți vinzi doar pământul. Când vinzi pământul, vinzi apa din sol, iar fără apă nu există viață. Când ți-ai vândut pământul, ți-ai vândut aerul de deasupra, iar fără aer nu existi. Când ți-ai vândut pământul, ți-ai vândut bogățiile subsolului și rămâi sărac lipit pământului. Când ți-ai vândut pământul, ai vândut cerul de deasupra. Ai vândut relația sacră dintre pământ și Dumnezeu. Iar fără Dumnezeu, nu avem cum să avem o Europa mâine. O Europa creștină. Iar când ți-ai vândut pământul, apa, aerul, cerul de deasupra și relația cu Dumnezeu, de fapt, ți-ai vândut sufletul. Iar fără suflet, n-ai viitor în Europa de mâine. Vom veni, colegi, în Parlamentul Național, prin care vom putea răscumpăra ultima palmă de pământ vândută, prin ADS, Agenția Statului. Că asta înseamnă o țară responsabilă, dacă vrem să avem viitor în Europa. Vom veni cu o lege ca afară, ca în Germania, ca în Franța, ca în Polonia sau ca în Ungaria, în care tu, stat agresor, Rusia de exemplu, dacă vrei mâine să cumperi în România pământ pe zona de frontieră, la Botoșani, în Vaslui, în Timiș, în Caraș-Severin, să nu poți să o faci prin intermediul unui fond suveran, fond speculativ sau fond de pensii, cum se întâmplă în Banat, decât cu acordul Ministerului Apărării Naționale și al CSAT. Că asta înseamnă o țară europeană responsabilă. Asta face Polonia. Asta face
Germania. Nu te poți apropia decât teoretic de acel hectar de pământ. Nu poți în condiții de război să te lași ocupat prin mecanisme de land grabbing, adică de acaparare de pământ, cum se întâmplă astăzi în România, din păcate, cu ajutorul unor confrați de-ai noștri din Banat. Ne vom lupta în Parlamentul European ca românii să mănânce o mâncare corectă și nu una de mâna a doua după ce ai cheltuit 30 de miliarde de euro din bani europeni și naționali ca să dai copiilor români o mâncare chimizată, o mâncare de proastă calitate. Ultimul ministru european din Germania sau din Franța și-a fi dat demisia dacă ar fi spus că va cheltui 30 de miliarde de euro ca să le dea copiilor francezi o mâncare super chimizată. Ne vom lupta în Parlamentul European ca România să fie recunoscută ca brutăria Europei, ca moara Europei și nu grânarul Europei, pentru că o țară care vinde grâu materie brută este condamnată la sărăcie, la uitare și la dezintegrare. Ne vom lupta în Parlamentul European ca România să fie recunoscut statutul de campioană gastronomică a Europei. Că asta suntem. Suntem campioana gastronomică, dar n-am știut să punem în valoare acest tezaur unic gastronomic. Vom câștiga bătălia în Parlamentul European ca România să fie recunoscută ca fiind campioana Europei la biodiversitate. Ce înseamnă asta? Că pe ultima pajiște din România ai peste 100 de plante medicinale pe metru pătrat față de o pajiște franceză, germană cu 20 de plante. Și n-am știut să valorificăm la nivel de marketing acest tezaur pe care Dumnezeu ni l-a lăsat. Nu în ultimul rând, ne vom lupta în Parlamentul European pentru demnitate. Pentru a spăla această umilință la care suntem supuși. De vameșul din Austria, de polițistul austriac, de indiferent cine, de la Cuca Măgăi, care ne-au înjosit și ne-au pus să ne comportăm în genunchi. Nu mai vrem o clasă politică la Bruxelles care să stea în genunchi. Nu mai vrem o clasă politică în Parlamentul European de care să nu fie auzit 5 ani de zile și care vine acum să ceară din nou votul. Pe cineva acolo și zice să aplaude? Sus inima Banat, sus inima Bănățeni. Dacă vrem să redevim, să redevenim fruncea Europei, va trebui să ne comportăm demn în această Europa. Așa să ne ajute Dumnezeu. Felicia Caia, o doamnă deosebită, frumoasă, inteligentă, este profesor, psiholog, specialist în educație, fondator de școală, grădinițe, apreciat specialist în emisiuni de radio și TV dedicate creșterii sănătoase a copiilor, este cofondator al primei clinici de nutriție pentru copii din țară și al unui program de comunicare NETOC. A primit de-a lungul carierei sale mai multe premii pentru excelență în domeniul educației. Felicia Acaia! Iar acum îl invit în fața dumneavoastră pe colegul și prietenul nostru al tuturor, Adrian George Axinia! Inginer, antreprenor, vicepreședinte AUR, deputat de Prahova, cu voce respectată în Parlamentul României, care luptă neobosit pentru firmele românești, un om mult prieten în rândul partidelor suveraniștilor europeni, Adrian Axinia! Doamnelor și domnilor, vă rog frumos să aplaudați pe Ramona Ioana Brunzil, președinte al organizației de TV AUR, un masterat la Universitatea Harvard, școala de guvernare, ideat cu premii și onoruri speciale, absolventă de drept la Cluj ca șef de promoție, cu experiență în sectoarele guvernamental, non-guvernamental, în mediul
bancar și investiții, învățământ universitar. Am fost plecată timp de 6 ani în Statele Unite ale Americii și Africa de Sud. Este mama două fetițe de 13 și 11 ani, româncă 100% din Cluj. Iubește oamenii, cântă frumos și simte puternic românește. Ramona Ioana Brunzil. Mulțumesc, Cristina, și continuăm cu colegul nostru, Paul Cătălin Costea. Născut în 1975, soț de 25 de ani, tată de 22, antreprenor de peste 20 de ani, specializat în consultanță de afaceri, cu pregătere, vânzări și marketing. A lucrat în publicitate, media și consultanță de fuziuni și achiziții, iar în ultimii 20 de ani în domeniul IT, inclusiv pentru companii precum IBM și Adapt Systems. Paul Cătălin Costea! Iar acum pregătiți-vă să-l primiți în aplauzele dumneavoastră pe un oltean adevărat, Ringo Dămureanu! Este deputat AUR de Dolj, secretar al Camerei Deputaților, are 50 de ani, este inginer IT, căsătorit și are 2 copii, Maria și Victor. A absolvit Colegiul Național Frații Cuzești, este licențiat în calculatoare și are un master absolvit la SNSPA. Este autorul sistemului de admitere în liceu care se aplică din anul 2000. Este autorul proiectului de lege pentru acordarea cetățeniei române românilor din Balcani. Ringo Dămureanu! Iar acum îl invit în fața dumneavoastră pe domnul Gheorghe Piperea, avocat și profesor universitar. Îl cunoașteți foarte bine, cel pe care numele și faptele spun și descriu suficient de bine pentru dumneavoastră, domnul Gheorghe Piperea! Mulțumesc, Ramona! Bună ziua, Timișoara! Mă vedeți? Mă auziți? Mă știți? Asta e bine. Hai să vă spun ce a spus Albert Einstein. Lumea se va sfârși nu pentru că există oameni care fac răul, ci pentru că există mult prea mulți oameni care îi văd și decid să nu facă nimic. Despre asta vreau să vă vorbesc eu astăzi. Principalele două probleme pe care le văd în funcționarea instituțiilor europene sunt anonimatul parlamentarilor și respectiv caracterul excesiv al costurilor de funcționare al instituțiilor europene. A instituțiilor europene, scuzați-mă. Paradoxal, acest lucru se repetă la scară națională și în cazul României. Avem parlamentari anonimi care se confundă cu scaunul sau cu ghiveciul și avem costuri extrem de mari cu instituții redundante, care n-ar trebui să existe. Și gândiți-vă la următorul lucru. Nu e așa că nu poți să tragi la răspundere un scaun sau un ghiveci? Tot așa se întâmplă și cu parlamentari. Sunt 705 parlamentari, europarlamentari în momentul de față, vor fi 720 din 9 iunie 2024. Cu foarte puține excepții. Una dintre ele o aveți în spate. E cea mai notabilă dintre toate, Cristian Terheș. Europarlamentarii, mai ales românii, sunt niște anonimi. Sunt puși acolo ca să stea 5 ani de zile și să se lipească de scaun și să n-aibă niciun fel de intervenție, să n-aibă niciun fel de voce, să n-aibă niciun fel de gânduri și responsabilități, motiv pentru care cei care preiau procesul decizional sunt birocrații. Sunt ONG-urile de tip Soros. Sunt consultanții plătiți pe banii noștri. Sunt cei care practic au uzurpat puterea legislativă și funcționarea suprastatului numit Uniunea Europeană. Ăsta este motivul pentru care Uniunea Europeană a devenit în momentul de față o șandrama, care până și temeliile și le neagă. Și andramaua aceasta trebuie să fie reconstruită.
Dar în primul rând trebuie ca acest simbiot malefic care a parazitat Uniunea Europeană să fie eliminat. E același lucru și în Parlamentul României. De aceea anul acesta 2024 este crucial. Și în Parlamentul României există parlamentari care se confundă cu scaunul, cu mobilierul. Guvernul profită de acest lucru și dă ordonanțe de urgență pe bandă rulantă. Guvernul se duce în Parlament și mimează democrația, depunând proiecte de legi, cum a fost legea austerității fiscale din toamna anului trecut, asumându-și răspunderea, evitând în felul acesta dezbaterea, pentru că nu e așa, democrația e deranjantă, deranjează stabilitatea. Vă spun un lucru, puterea care este și acum în, cum să-i spun, în fruntea bucatelor, de 34 de ani este stabilă, pentru că birocrații, pentru că ONG-urile militante, pentru că serviciile secrete au vrut ca această putere să fie stabilă și predictibilă. Pentru ei, doar pentru ei, nu pentru oamenii de rând. Pentru că trec la punctul 2. Știați că Uniunea Europeană are un aparat birocratic de numai puțin de 60.000 de persoane? 13 miliarde de euro ne costă în fiecare an numai salariile acestei birocrații de la Bruxelles, de la Strasburg, de la Luxemburg, unde este Curtea de Justiție a Uniunii Europene, și de la Frankfurt, unde este Banca Centrală Europeană. Știați că Uniunea Europeană are 49 de agenții? Inclusiv Agenția Medicamentului, care a aprobat acel vaccin nociv, inclusiv Agenția pentru Alimente și Produse Agrare, care a autorizat niște ierbicide cancerigene pentru Monsanto. Toate aceste instituții au sedii peste tot în Uniunea Europeană. Costă, au salariați, au contracte prin care externalizează funcțiile obișnuite, au persoane care astăzi sunt funcționari de înalt grad, științifici, și mâine sunt înapoi directori în corporațiile care plătesc pentru comerțul acesta cu monopoluri și cu indulgențe, ca pe vremea papei. Știați că există 27 de membri în Consiliul Europei, 27 de șefi de stat, 27 de membri în Consiliul Uniunii Europene, reprezentanții ministerelor pe fiecare specialitate în parte, 27 de comisari europeni, toți cu secretari sau secretare, toți cu consultanți, cu șoferi, cu diurne. Imaginați-vă care sunt costurile funcționării acestui păienjeniș de instituții. Faceți acum un exercițiu mental și gândiți-vă că același lucru se întâmplă și în România. România are peste 100 de agenții. Unele dintre ele repetând de 5 ori aceleași competențe pe care le are prima. Uitați-vă la mediu, uitați-vă la protecția consumatorilor, uitați-vă la, așa zisa, protecția noastră a consumatorilor împotriva prețurilor uriașe la energie. Și veți vedea că sunt instituții care se repetă la infinit și care, bineînțeles, că consumă bani. De unde consumă bani? Nu din buzunarele Ursulei von der Leyen, nu din buzunarele lui Ciolacu, nu, din buzunarele noastre, din buzunarele voastre. Și știți? Să sesizez această chestiune, este o furie, este o tensiune a omului de rând când vede că banii aceștia sunt aruncați pe fereastră, banii aceștia pe care îi fac ei cu spatele lor, cu spinarea lor, muncind, și oamenii au început să aibă o oarecare, cum să-i spun, furie față de ideea de democrație. Dar să știți, ce v-am spus până acum, e o reflexie nu a democrației, a democrației reprezentative, unde alegem niște oameni și îi tragem la răspundere dacă fac mizeriile acestea. Este democratură. Este ceva între democrație și totalitarism, dar mai aproape de totalitarism. Nu e așa că voi, aici, la Timișoara, v-ați ridicat primii împotriva totalitarismului comunist? Vrem să repetăm cei 45 de ani de comunism? Pentru că asta se întâmplă, oameni buni, cu Uniunea Europeană. Se sovietizează. Se transformă într-o Uniune Sovietică. Vreți asta?
E periculos totuși să știți, să credeți că democrația reprezentativă este un sistem revolut abuz. Nu. Democrația reprezentativă nu este problema, este soluția. Problema este birocrația aceasta de care v-am vorbit. Simbiotul acesta malefic, parazitul acesta de care v-am vorbit. Mergem acolo ca să reparăm șandramaua. AUR nu și-a propus niciodată ca România să iasă din Uniunea Europeană și nici nu-și dorește ca Uniunea Europeană să se desființeze. Nu. Am făcut prea multe sacrificii, noi românii, pentru a ajunge în Uniunea Europeană. Dar nici nu se poate continua cu această tendință de transformare a unui lucru frumos, bun, așa cum era în 1954 și cum îl visam noi în 1989 la Revoluție, într-o Uniune Sovietică. Care este soluția? Soluția este să nu faceți ca în aforismul lui Einstein. Să nu vă uitați și să tăceți. Să veniți la vot. Să votați împotriva parlamentarilor fără chip, fără suflet, fără responsabilitate. Să votați pentru parlamentari pe care îi știți și pe care știți, despre care știți că puteți să-i trageți la răspundere. Să votați pentru AUR! Hai, liberare! Laura este mama a doi copii, este licențiată în drept, a absolvit un program de studii masterale, managementul administrației publice, vorbește fluent trei limbi străine. Are experiență de peste 20 de ani în antreprenoriat, este manager într-un domeniu care, de obicei, excelează bărbații. Industria construcțiilor rezidențiale și de infrastructură. Am deplinit de-a lungul timpului mai multe funcții în vari domenii, atât în mediul privat cât și în organizații non-guvernamentale, manager de proiect în construcții, manager de afaceri, manager financiar, expert juridic, producător de publicitate, organizator de evenimente și coordonator de proiecte socio-culturale. Doamnelor și domnilor, Laura Gherasim! Excelența este la rang de cinste în AUR și invit acum în fața dumneavoastră pe domnul profesor universitar, dr. Silviu Gurlui, fizician, conducător de doctorat, directorul laboratorului de optică, atmosfere, spectroscopie și laser la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, profesor invitat la universități de prestigiu din PES, reprezentant al României la Agenția Spațială Europeană, expert într-o nouă misiune spațială de cercetare terestră. A proiectat singura instalație laser din România pentru cercetarea fizico-chimică a poluării din preana altitudine mare. A publicat peste 150 de lucrări și multe, multe, peste 1500 de citări în reviste de specialitate. A obținut premii de excelență al Universității din Iași, fiind desemnat profesorul cu cea mai bună activitate de cercetare în ultimii 4 ani, cercetare în fizică, bineînțeles. Este și un om deosebit, a plecat întotdeauna spre nevoile celor mai puțin norocoși dintre noi, domnul profesor Silviu Gurlui! Iar acum am să vă rog să-l primiți în aplauzele dumneavoastră pe colegul nostru, patriotul nostru, luptătorul nostru, Dan Tănasă! Dan Tănasă, vicepreședinte AUR, a absolvit Facultatea de Psihologie și Științele Educației și Facultatea de Drept, ambele în cadrul Universității Transilvania din Brașov, și are un masterat în comunicare și relații publice în cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative. A activat peste 20 de ani în cadrul societății civile din județele Comasna și Harghita și a câștigat peste 250 de procese în instanțele din țară pentru apărarea simbolurilor naționale și a limbii oficiale de stat. A publicat volumul Uitați în inima României, o carte despre discriminarea sistematică a românilor din Covasna și Harghita. Este căsătorit și are doi băieței frumoși, Matei Zian și Luca Ioachim. Dan Tănasă! Ziua, Timișoara! Salutare, frați români!
Mă bucur să fiu astăzi într-o sală plină cu extremiști. Extremiști, mă bucur să fiu într-o sală plină cu extremiști, pentru că asta spun adversarii noștri politici, că suntem extremiști. Nu noi suntem extremiști. Ei sunt extremiști pentru că au ținut România într-o extremă sărăcie și subdezvoltare. Cei care au adus România la 162 de miliarde de euro datorie externă ne spun nouă că suntem extremiști. Cei care au guvernat 34 de ani în România într-un hal încât 6 milioane de români au plecat din România ne spun nouă că suntem extremiști. Nu noi suntem extremiști. Extremiști sunt cei care au condus în ultimii 34 de ani. Îi vedeți și zilele acestea, în loc să vorbească despre cum vor găsi bani pentru mărirea pensiilor, a salariilor, vorbesc doar despre funcții, cum să împartă funcții. Astea sunt discuțiile pe care le poartă cuplul Ciolacu-Ciucă. Extremiști sunt ei, pentru că își bat joc de profesori, își bat joc de pensionari, își bat joc de copii, își bat joc de polițiști. Ei sunt adevărații extremiști. Ar trebui să se uite în oglindă atunci când vorbești de extremism. Am afirmat în repetate rânduri că locul României este în Europa. Și geografic, și istoric, și cultural, și identitar. Locul nostru este în Europa. Noi spunem doar că nu mai trebuie să fim ruda săracă a statelor din vest, care e pusă întotdeauna la masa din colț. Noi spunem doar că trebuie să fim demni în Europa și că trebuie să fim reprezentați de oameni cu frică de Dumnezeu, cu demnitate, care luptă cu adevărat pentru interesele României. Acesta e și motivul pentru care am făcut o chestiune unică în istoria democrației românești de după evenimentele din decembrie 89. Am lansat cu un an înainte lista candidaților AUR pentru Parlamentul European. Niciun alt partid nu a mai făcut asta. De ce am făcut asta? Ca să-i vedeți, să-i cunoașteți, să le puneți întrebări, să vedeți ce gândesc și ce spun. Și să aveți certitudinea că pe 9 iunie veți vota oameni demni. Pe 9 iunie veți trimite în inima Europei oameni care să apere interesele României. Locul nostru este în Europa. Locul nostru este în NATO. Cei care ne acuză că vrem să scoatem România din Uniunea Europeană sau din NATO, vă mint. Pentru că asta fac de 34 de ani. Vă mint. Niciun alt partid politic din România, uitați-vă în sala asta, niciun alt partid politic din România nu poate produce o asemenea adunare unde oamenii vin fără să fie plătiți. Oamenii vin să asculte idei, principii. Oamenii vin să asculte oameni de stat, politicieni care vorbesc despre viitorul națiunii. Orice discuție despre viitorul națiunii române nu poate avea loc cu cei care au condus în ultimii 34 de ani ce au adus-o aici. Orice discuție serioasă despre viitorul României în lume, în Europa, poate avea loc doar la masa Alianței pentru Unirea Românilor. Iar obiectivul nostru este să vă reprezentăm cu demnitate în Europa. Să vă reprezentăm cu frică de Dumnezeu. Să le atragem atenția celor de la Bruxelles că merităm să fim în Schengen, că este dreptul nostru, nu este vreo favoare. Ne propunem să respingem ferm ideile neomarxiste, propaganda LGBT. Să respingem ferm încercarea de distrugere a civilizației creștine europene. Pe 9 iunie 2024 votați cu toată inima lista de candidați a Alianței pentru Unirea Românilor. Doamne ajută! Mirela Irindea! Mirela are 38 de ani, este...
patriotă adevărată, o unionistă luptătoare care de mai bine de 10 ani militează pentru unirea Basarabiei cu România. Visul ei este să facem împreună o Românie mare și demnă în Europa. Un om care a fost alături de George Simion încă de mult, mult timp, iată Mirela Irindea, o personalitate care merită să ne reprezinte în Parlamentul European. Iar acum, doamnelor și domnilor, pregătiți-vă să-l primiți în aplauzele dumneavoastră pe prim vicepreședintele AUR, Marius Lulea! Marius Lulea este inginer constructor, doctor în inginerie civilă și instalații, autor al 6 cărți în domeniul ingineriei construcțiilor, cel mai atestat inginer constructor din România, recunoscut expert tehnic, verificator de proiecte, antreprenor de succes în domeniul construcțiilor și, rețineți, a 5 copii. Marius Lulea a fost alături de George Simion încă de la din prima clipă, a susținut întotdeauna și a fondat proiectul AUR, un om în care ne regăsim și pe care îl sprijinim și care la rândul său ne sprijină pe noi. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim, domnule Lulea! Iar acum, vă rog să-l primiți în aplauzele dumneavoastră pe domnul Cristian Mancaș. Cristian Mancaș este muzician, președinte al Fundației George Enescu, expert în politici culturale, educaționale și manageriale, atât la nivel național cât și european, cu experiență vastă în interacțiunea cu forurile europene de la toate nivelurile. A implementat în premieră mondială un proiect pilot de promovare pe plan internațional a Festivalului George Enescu, fiind un susținător constant al valorilor culturale românești. Considerată pentru o armonie europeană, România trebuie să conteze. Doamnelor și domnilor, Cristian Mancaș! Urmează încă o doamnă excepțională, Elena Viorica Năstăsoiu! Profesor de istorie, licențiată în drept, mama unei fetițe deosebite, are un master în istoria comunismului, este formator și expert național în management educațional. A coordonat de 10 ani un amplu proiect de donație de carte către raionul Soroca din Basarabia, proiect numit Fratele meu de peste Prut, premiată cu distinția profesor de nota 10 în 2014 pentru regiunea de sud-est a României, un om care a dovedit performanță în toate proiectele pe care și le-a asumat. O femeie extraordinară, capabilă, hotărâtă, Elena Năstăsoiu! Iar acum voi invita în fața dumneavoastră un tânăr deosebit, Liviu Natea! Liviu are 29 de ani, este din Târgu Mureș, s-a alăturat mișcării AUR încă din anul 2020. Activează de mai mult timp pe segmentul naționalist conservator în zona politică și civică. Licențiat în științe politice și administrative la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, a terminat ca șef de promoție, a urmat cursuri de masterat în relații internaționale la SNSPA București și un curs post-universitar în același domeniu la Universitatea Coventry din Marea Britanie. A lucrat de-a lungul timpului în mai multe companii multinaționale, este pasionat de tot ceea ce înseamnă geopolitică și bineînțeles că dorește ca interesele românilor să fie puse mai presus de orice. Doamnelor și domnilor, Liviu Natea! Și-o invit acum în fața dumneavoastră pe Mara Nicolescu! Mara Nicolescu, cu siguranță o știți din filmul Filantropica, regia Nae Caranfil. Rolul Miruna din acest film i-a adus premiul de interpretare feminină UCIN în 2001. A fost admisă prima la secția de teatru a Facultății de Litere din cadrul Universității Babeș-Bolyai în 1996, obținând licența în actorie cu nota 10. Actriță de teatru și film, este și scenaristă de film. Filmele făcute după scenariile ei au ajuns în multe festivaluri internaționale, obținând premii importante. Împreună cu soțul ei, ce
cetățean francez, botezat ortodox la scurt timp după ce s-au cunoscut, au ales cu 15 ani în urmă să se stabilească într-un sat din Dâmbovița. Astăzi au doi copii, un băiat și o fată și bineînțeles că nu regretă nicio secundă deciziile luate atunci. Doamnelor și domnilor, încă o doamnă puternică, Mara Nicolescu! Iar acum sunteți pregătiți să-l primiți cu aplauze și cu mulțumiri tare, 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 așa cum trebuie, pe Claudiu Târziu, pe cel care, încă de la începutul proiectului nostru, a venit în fața dumneavoastră, împreună cu George Simion și v-au propus soluția care va duce la salvarea României. Claudiu Târziu este președintele Consiliului Național de Conducere AUR. Astăzi, în fața dumneavoastră, în calitate de candidat la Parlamentul European, este coordonatorul comisiilor de specialitate care funcționează în cadrul Partidului Liberul Grupului AUR din Senatul României. Fost jurnalist și activist civic timp de 28 de ani, este scriitor, antreprenor cultural și viitor conservator. Claudiu Târziu a intrat în politică în 2019, de când povestea AUR a început. Doamnelor și domnilor, Claudiu Târziu! Dragi prieteni, vă mulțumesc pentru primirea călduroasă. Știam eu că pot conta pe inima dumneavoastră bună să ne primiți cu îmbrățișări și cu zâmbete. Dumnezeu să ne ajute să mergem tot așa pe drumul victoriei! Dragi prieteni, nicio schimbare reală în societate nu se poate face fără o reformă morală. Dumneavoastră, timișorenii, ați fost cei care, imediat după căderea comunismului, ați propus un proiect de reformă morală. Punctul 8 din proclamația de la Timișoara din primăvara lui 1990. Din păcate, nu aveau ochi și urechi să audă toți românii care fuseseră împilați 45 de ani sub comuniști adevărul pe care l-ați rostit atunci. Ați cerut un lucru simplu de bun simț. Scoaterea din viața publică a securiștilor, informatorilor și nomenclatoriștilor de partid. Era nevoie, după atâta suferință, de o curățenie la nivel societal. Nu s-a întâmplat nimic pentru că alți comuniști și securiști au pus mâna pe putere și iată că ne conduc până azi. Căci ce înseamnă PSD dacă nu fostul FSN care s-a extras din PCR? La mine să duc. Și ce înseamnă PNL astăzi dacă nu fostul PD rupt tot din FSN, deci tot din PCR? Prin coaliția pe care o avem astăzi la guvernare s-a împlinit visul de aur al tovarășului Ion Iliescu. Și anume pluralism în cadrul frontului. Împotriva acestei monstruozități suntem noi chemați să ne ridicăm astăzi cu toții pentru a înfăptui în sfârșit dreptatea și reforma morală de care societatea românească are nevoie. Dar nu există morală fără Dumnezeu. Ori Dumnezeu este prigonit astăzi în Europa
chiar din centrul de putere de la Bruxelles. Dumnezeu nu are voie să fie pomenit în spațiile publice. Crucile care îl slăvesc nu trebuie văzute la gâtul vreunui demnitar sau funcționar de la Bruxelles sau Strasbourg. De ce? Pentru că acestor anticriști li se aduce aminte de adevăr. Li se aduce aminte de puterea lui Hristos. Li se aduce aminte de faptul că suntem îndepărtați de natura noastră divină. Și nu suportă acest lucru. Noi, aur, trebuie să mergem la Bruxelles cu o echipă cât mai numeroasă, tocmai pentru că împreună cu alți conservatori din partidele care ne seamănă din celelalte state ale Uniunii Europene, să înfăptuim această reformă morală, fără de care societatea în adâncul ei nu are cum să se schimbe. Și oricât s-ar opune adversarii noștri, oricât ne-ar defăima, oricât ar încerca să ne doboare, aurul nu poate rămâne îngropat. Bravo! Aurul a ieșit la suprafață din Banat, din Apuseni, din Moldova, din Dobrogea, din Muntenia și va cuprinde toată țara. Această bună febră a aurului va ridica energiile cele mai curate și cele mai mari ale poporului român pentru o răsturnare reală de situație în societatea românească, astfel încât și scara de valori și scara de principii și ierarhia bazată pe valori și principii să fie refăcute. Avem nevoie de un singur lucru, dragi prieteni. Unul singur. Hotărârea de a merge până la capăt cu această mișcare de renaștere națională numită AUR. Mișcarea noastră are șansa ca în acest an, câștigând toate cele patru tipuri de alegeri, să facă ceea ce românii așteaptă de prea multă vreme. Dreptate pentru România. Dumnezeu să ne ajute! Mulțumim, Claudiu Târziu! Iar acum, doamnelor și domnilor, să o primim cu aplauze pe Luminița Păucean Fernandez! Născută și crescută în România, mama a 5 copii, toți născuți în afara granițelor, absolventa Universității Sorbonne din Lisabona, cursul de management în turism, a revenit acasă după 20 de ani. S-a implicat activ în sistemul de învățământ în Germania, dobândind astfel experiență în pedagogia infantilă. Fondator al celei mai mari platforme educaționale din România, platforma EduSchool. Luminița demonstrează că implicarea, schimbarea pe care ne-o dorim cu toții, trebuie să pornească de la noi toți. Doamnelor și domnilor, Luminița Păucean Fernandez! Iar acum, pregătiți-vă să o primiți în fața dumneavoastră pe o altă doamnă excepțională, Simona Petcu! Simona este lector universitar și doctor în psihologie. La cei 44 de ani ai săi, este mamă a 4 copii, 3 băieți și o fată. Femeie puternică și de succes, Simona Maria Petcu este și mediator autorizat. Prin activitatea sa de mediere, reușește, bineînțeles, să aducă pacea, înțelegerea și echilibrul în viețile oamenilor care apelează la mediere. Simona este o veritabilă apărătoare a credinței noastre ortodoxe, iubește cântecul popular și bucatele noastre tradiționale, dar și focul popular pe care îl îmbracă cu mândrie ori de câte ori are o
supus implantările. De curând a obținut prima anulare integrală și definitivă a stării de alertă din România. Ne informa din timpul citamenta cenzurii impuse de mediul online. S-au opus nedreptății, dar și controlului exercitat ilogic asupra cetățenilor. Este vârf de lance în lupta pentru drepturi și libertăți individuale. A promovat constant valorile suveranist patriotice ale românilor. Iată-l pe Aurelian Ioan Popa! Și continuăm șirul nostru de candidați excepționali cu alteța sa principele Șerban Dimitrie Sturza, descendent direct al domnitorului Moldovei Mihail Sturza. De 20 de ani este invitat în mod constant în cercurile diplomatice de la București, invitații pe care întotdeauna le acceptă pentru a pune România sub cea mai bună lumină în fața ambasadorilor și diplomaților străini în postul la București. Ei bine, ajunge să stabilească cu toți aceștia relații strânse de prietenie. Este consul onorific al Macedoniei de Nord la Constanța, președinte de onoare al Asociației ROS și, bineînțeles, este un adevărat om de dreapta, soț, tată, apropiat bisericii și patriot, un om al dialogului, o persoană care știe să clădească punți și, bineînțeles, să înlăture barierele dintre oameni. Doamnelor și domnilor, alteța sa, principele Șerban, în fața dumneavoastră pe doamna Georgiana Maria Teodorescu, mamă, avocat penalist, lector universitar, doctor și un reputat apărător al drepturilor și libertăților oamenilor. În calitate de cadru didactic universitar, doamna Teodorescu a publicat numeroase lucrări scientifice, a participat la foarte multe conferințe naționale și internaționale din domeniul dreptului în calitate de speaker. Georgiana apare deseori în emisiunile TV, unde apără, bineînțeles, viziunea AUR și tot ceea ce ceilalți încearcă de multe ori cu atâta nedreptate și înverșunare să pună pe umerii noștri. Georgiana Maria Teodorescu! Iar acum invit în fața dumneavoastră un avocat cunoscut și apreciat, Nicolae Vlahu! Membru activ în Organizații Internaționale de Avocați, vicepreședinte și reprezentant al României în AEA, International Lawyers Network, cunoscut ca un profesionist cu un alt nivel de competență și de votament față de domeniul juridic, implicat activ în susținerea corectitudinii și legalității actului de justiție, precum și în activități de voluntariat. Critică cu vehemență interferențele instanțelor europene ce dispun norme contrare Constituției României. Îmbrățișează principii conservatoare, susține valorile familiei tradiționale. În calitate de soț iubitor, tată dedicat a doi copii, înțelege importanța stabilității familiei în societatea românească. Iată-l, din Constanța, în fața dumneavoastră, Nicolae Vlahu! Și domnilor, pentru că ei vor ajunge să schimbe ceea ce a fost greșit până acum. Dar, ca să schimbe și pentru ca noi să conștientizăm ce trebuie ei să facă, haideți să urmărim acum un filmuleț cu ce se întâmplă în acest moment la nivelul Uniunii Europene. Europa se află sub o amenințare continuă. Ceea ce știam că este normal, mi se prezintă astăzi drept anormal. Sunt amenințate valorile noastre creștine, familia tradițională și națiunea suverană. Ne aflăm într-un punct de cotitură al istoriei, de care depinde viitorul nostru, al tuturor. Uniunea Europeană s-a îndepărtat treptat de la obiectivul ei primordial, așa cum a fost gândit de părinții săi fondatori.
Există o bătălie istorică ce se desfășoară acum în Europa. Nu este între stânga și dreapta. Nu este între socialiști, conservatori, liberali sau populari. Este între globaliști și patrioți. Viitorul pe care cu toții ni-l dorim începe cu fiecare dintre noi. Ne dorim să trăim într-o Europa a națiunilor, pro-creștină, pro-familie și pro-viață. În 2024 avem șansa de a schimba macazul istoric al națiunii noastre și al Europei, pe care cu toții ne-o dorim. De 33 de ani mi s-a spus întotdeauna că nu se poate, pentru că așa au zis alții de la Bruxelles. Acest lucru trebuie să înceteze. Aur a dovedit că se luptă pentru drepturile românilor, pentru valorile fundamentale ale poporului român. Pentru noi, aceste valori ale normalității sunt sfinte. Am dovedit prin toate acțiunile noastre că românii pot fi demni și curajoși. Pentru a fi respectați în Europa și în întreaga lume, actuala clasă politică trebuie schimbată din temelii. Asta nu pot face decât românii. Ei pot fi factorul schimbării în bine al României. Ei pot alege în toate funcțiile publice, începând cu alegerile europarlamentare, patrioți care pun pe primul loc România și românii. Europa viitorului, așa cum ne-o dorim noi, va fi o Europa a națiunilor demne și suverane și nu una a populațiilor rătăcitoare. Pentru a face asta, trebuie să fim puternici, trebuie să fim mândri de identitatea noastră națională, de istoria noastră, de tradiții și de rădăcinile noastre. În iunie 2024 avem șansa de a alege normalitatea, rațiunea, respectul pentru drepturile și libertățile noastre, pentru valorile și tradițiile poporului român. Arătăm că Fruncea e în Banat, țară în lung și în lat. Bine v-am găsit, Timișoara, bine v-am găsit, bănățeni! Avem aici cea mai bună listă pentru Parlamentul European, apărători ai patriei române, pentru că nu am vreo dorință mai mare în anii aceștia decât de a vă face mândri. Mândri de cine sunteți, mândri că faceți parte din Mișcarea Aur, mândri că sunteți români și aparțineți de o națiune măreață. Avem aici mai multe cadre universitare, mai mulți doctoranzi pe bune și mai mulți șefi de promoție decât au toți ceilalți oameni care au trecut bacalaureat. Am fost criticat pentru că în alte județe, când i-am prezentat pe acești oameni minunați, am spus și despre competitorii noștri. Și eu cred că am spus adevărul. Am spus că pe primele locuri la alegerile europarlamentare, la PSD, la PNL, la USR, sunt tot felul de sinecuriști, de pile, de relații, moși, libidinoși, care
hărțuiesc sexual consiliere prin Parlamentul European. Am zis ceva greșit? Și bine măcar că Tudose ăsta de la PSD hărțuiește femei, că useriștii aleargă după bărbați pe acolo. La PNL primul pe listă este Rareș Bogdan, care tăia pensiile speciale în 30 de zile. Încă mai taie la ele. Asta e realitatea, eu nu zic în fața voastră minciuni, pentru că de asta sunteți astăzi într-un număr atât de mare alături de noi și vă mulțumesc pentru asta. Vreau să vă văd mândri. Mândri bănățeni, mândri români. Am venit direct din Polonia. Am avut ieri la Varșovia întâlniri cu aliații noștri polonezi. Probabil printre puținii, dacă nu singurii, care înțeleg ce înseamnă să fii între două imperii. Între Imperiul Răului de la Est, care încă face victime, și acest nou imperiu ideologic, această nouă Uniune Sovietică cu comisarii ei de la Bruxelles, care încearcă să ne schimbe obiceiurile, felul de a trăi, felul de a înțelege viața și de a ne respecta înaintașii și identitatea creștină a acestui continent. Cred că ați văzut a căzut și Grecia zilele trecute, au zis și colegii mei înainte. E o boală mondială care funcționează fie prin marota numită corectitudine politică, fie prin cenzură, printr-o nouă dictatură și ideologia asta nouă, neomarxistă, globalistă, soroșistă, încearcă să ne aducă pe toți la același nivel, dar pe noi Dumnezeu ne-a creat diferiți și suntem datori împreună la nivelul instituțiilor europene din Europa, în care facem parte atât istoric cât și geografic, să ne luptăm cu tot ce avem. Nu venim în fața voastră cu promisiuni. Ce vom face? Știți ce vom face? Cu siguranță, prin sprijinul vostru, o să încetinim în planurile lor bolnave. Și cu ajutorul lui Dumnezeu o să-i oprim pe toți, de la Juncker, la Ursula von der Leyen, la doctorul Fauci și toți care încearcă să impună noua ordine globală. Marcel Ciolacu s-a dus în Italia. S-a văzut și el cu santitatea sa, Papa Francis, cu premierul Italiei, Giorgia Meloni. Ce face omul, face și maimuța. S-a dus să promită în fața milioanelor de români alungați peste hotare Marea cu Sarea, să-și ceară scuze, cerându-și scuze, el fiind reprezentantul unui sistem care a condus România timp de 33 de ani, nu înțeleg ce poate covrigarul șef să promită românilor din străinătate. Ce o să le ofere? Gaura de la covrig? Vreau să vă rog pe fiecare dintre voi, care aveți o rudă sau un prieten peste hotare, să ridicați o mână sus ca să înțeleagă covrigarul cam care-i dezastru din țara asta. N-avem 10, avem numai 2 mâini.
și-au bătut joc de această țară în 34 de ani, și-au bătut joc de Timișoara, și-au bătut joc de idealuri, și-au pus mâna pe putere și și-au luat certificate. Acest covrigar de la Buzău, și îmi cer scuze de la buzoieni, pentru că avem oameni cu care ne mândrim, am avut în istoria noastră, de exemplu pe Alexandru Marghiloman, o avem pe colega noastră, doamna profesor Elena Năstăsoiu, care a educat generații după generații, care fac cinste țării. Vă mulțumim, doamna profesor! Acest covrigar și-a luat certificat de revoluționar, de care ține cu dinții. Pentru ei e certificatul că au fost acolo. Ce revoluție a făcut Marcel la Buzău? Eu, ani la rând, din 2004, am venit aici la marșul pentru comemorarea eroilor Revoluției. Și în fiecare an, pe 20 decembrie, întâmpinam delegația revoluționarilor din Timișoara la București, care veneau să-și plângă morții la o gură de canal de la Popești, Leordeni. Duminica trecută, un prieten drag și șeful delegației acestea de revoluționari, care venea să-și plângă soția pe doamna Leordina Bânciu, domnul Ioan Bânciu, s-a dus lângă soție, la sânul lui Avram, lângă Dumnezeu, poate într-o lume mai bună, pentru că pe aceasta n-a înțeles-o timp de 34 de ani. Vreau să vă rog să ținem cu toții în memoria revoluționarului autentic și a simbolului Timișoarei, Ioan Bânciu, un moment de reculegere. Să ne ierți, Nea Ioane, să mă ierți că n-am ajuns la înmormântare, și să ne faci de acolo, de sus, din ceruri, să înțelegem pentru ce jertfa din 89 și pentru ce sângele din 1989. Timișoara nu e Germania, în ciuda faptului că Timișoara este un exemplu de multiculturalitate. La Timișoara se desfășoară un mare experiment social care caută să fie extins în toată România, prin care încearcă să ne arate unii și alții că nu suntem în stare să ne conducem singuri, că nu avem conducători, că trebuie să cedăm suveranitatea, că trebuie să cedăm conducerea, că trebuie să lăsăm mâinile jos și să ne predăm. Nu ne vom preda niciodată. Iar celor care n-au avut 5 lei noului primar, deja vechi, de 4 ani, de aici, de la Timișoara, care n-a putut să dea 5 lei pentru deplasarea revoluționarilor care veneau la București, noi nu o să uităm. Nu sunteți voi stăpânii lumii, n-ați venit voi în primul și al doilea război mondial și ați plecat victorioși de aici. Ați plecat cu coada între picioare și o să plecați și de acum înainte tot cu coada între picioare. Ieri, în Imperiul Răului de la Răsărit, de la Kremlin, a fost ucis
un revoluționar. Și titlurile din presă erau ce a spus mama lui Navalny despre fiul ei, că și-a pierdut fiul. Indiferent de ideologie, indiferent de cauza în care credem, ce poate să spună o mamă când își pierde fiul? Ce pot spune mamele, tații, soții, soțiile, când cineva drag nu mai este și pleacă de lângă ei? Eu, în viața mea de până acum, la 37 de ani, am fost un revoluționar. Și încerc și sunt în devenire, sper să reușesc, sper să reușim să fim oameni de stat. M-am gândit și eu la ce ar fi spus mama mea. Dacă eram eu acolo și regimul era ăla și mă pierdea. Nu avem voie, indiferent de orice, să acceptăm în anii în care trăim sisteme totalitare, dictatură, crime politice, schimbări de granițe, atitudini iredentiste, șoviniste, cenzură, eliminarea libertății cuvântului, libertății presei, libertatea nu s-a câștigat pentru totdeauna. Pentru libertate luptăm în fiecare zi. Iar în istoria noastră, de la Avram Iancu, la Horea, Cloșca și Crișan, la Tudor Vladimirescu, și lista este foarte lungă, am avut luptători pentru libertate. Am avut revoluționari care au luptat pentru această libertate, căci libertatea este sfântă, iar Dumnezeu este cu noi. Mamele noastre, pentru tații noștri, pentru dreptul de a fi soț și soție, pentru libertatea noastră, pentru dreptul nostru de a avea pământ și libertate, mâine acești oameni vor merge să lupte. Am avut niște ani grei și voi știți cel mai bine, pentru că împreună am luptat și am încetinit, ba chiar i-am oprit. Noi suntem cei care am luptat împotriva nebuniei numită pandemie. Noi suntem cei care l-au luat de gât pe ministrul energiei, care și-a bătut joc de o țară întreagă. Noi suntem cei care au ridicat glasul și au țipat când altfel nu se putea, pentru ca toate planurile lor nebunești să se oprească. Pentru copiii noștri avem datoria să nu ne lăsăm îngenunchiați nici de Imperiul de la Est, nici de noua Uniune Sovietică de la Bruxelles. O să putem face asta doar împreună. Așa că veniți
cu noi, tineri din Timișoara, să arătăm că Fruncea e în Banat. Veniți cu noi, tineri din toată țara, să cântăm și să ne bucurăm. Dumnezeu este alături de noi. Cine este împotriva noastră? Vă mulțumesc, mă înclin în fața voastră pentru eforturile pe care le-ați depus, pentru faptul că împreună suntem o mare mișcare de redeșteptare națională și de luptă pentru drepturi și pentru libertăți. Vreau să vă rog un singur lucru, să nu vă temeți, să nu vă fie frică, aveți curaj, pentru că și cei dinaintea noastră au reușit având curaj. Este datoria noastră să luptăm pentru copiii și nepoții noștri și pentru viitorul românilor aici, la ei, acasă. În Banat, în Muntenia și peste tot, în toate ținuturile. Dumnezeu să binecuvinteze această țară. Noi suntem aur și mergem până la capăt! Echipa patrioților! Vă salutăm și vă dorim tot!